Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Am vrut să vă arăt ce mai fac puișorii, să vă arăt ce fac păsările din curte. Ia uitați ce fac puișorii, sunt foarte frumoși. Sunt diferite rase. Cochinchina uriaș, cochinchina pitic, cabir, brahma și mai sunt câteva, nu le mai țin minte exact, gâtgolăși Transilvania. Am și doi pitici cu gâtul gol. Ia uitați-l pe unul. Vi-l arăt, dar nu stă la poză. Ia uitați-l. Și mai este unul. Sunt vreo 20 ceva, 22, 23 de pitici. Sunt de astea mari. Ia uitați, sunt foarte frumoși. Acum să mergem și la ceilalți pui. Am revenit. Ia uitați și pe aceștia. Ia uitați cât de frumos a făcut acest pitic. Este o găinușă. Foarte frumos. Acesta de aici sunt window. Acesta este argintiu, acela alb pe roșu și roșu pe negru, acolo în colț. Din păcate ar trebui să cedez la câțiva. Asta e, au și murit destul de mulți. Să vă arăt și rățuștele. Ia uitați rățuștele. Ia uitați-o pe aceasta cu moți. Foarte frumoasă. Ia uitați. Uitați-le și pe acestea, au apă. Ne-a suprins și pe asta la altă cu moți. Ia uitați, aceea are probleme puțin la picioare. Nu știu dacă se vede, are moți destul de mare. Acolo stau ei. Noaptea îi pun la bec. Foarte frumoși. Să mergem și la ceilalți pui. Ia uitați rațele. Uitați rățoiul. Uitați rațele, cât sunt de frumoase. Acele sunt rațele din prima serie. Uitați cât de mari au crescut. Foarte frumoase. Ia uitați. Uitați puii. Ia uitați. Mai este doar una din moțeta olandeză. Doar una. Au murit celelalte. Asta e. Uitați cât au crescut. Să mergem și la ceilalți. Ia uitați și pe ceilalți mai mari. Găinile. Ia uitați, aici stau în cenușă. Ia uitați puțin găina de cochinchina. Se scaldă în cenușă. Uitați-o cât este de frumoasă. Uitați-o. Îi place. Foarte cuminte, cea mai cuminte găină din ogradă. Acesta cu gâtul gol. Luni trebuie să-l tăiem. Din păcate sare în cap și deja mama i-a făcut gaură în picior cu ciocul. A venit pe la spate și i-a făcut gaură cu ciocul în picior. Asta e, trebuie tăiat. Ia uitați-l și pe cel ăsta de cochinchina. Calcă. Foarte frumos. Bibilicile. Să vă arăt unde și-a făcut găina de cochinchina cuib. Are 3 ouțe. Sub niște scânduri ceva și-a făcut. Oricum, bibilicele încă n-au început să ouă, dar încă le țin. Uitați cât sunt de mari. Iepurii. Uitați să vă prea bine.
Și cam acesta a fost vlogul. De fapt nu, stați să mergem și la cloș ca să vă arăt. Ia uitați-o. Din nou a mai rămas cu 8. A murit unul. Ia uitați-o că sunt de frumoși. Sunt liberi prin grădină. Uitați cât sunt de frumoși. Bun, prieteni. Dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, v-aș ruga să apăsați butonul de like și să dați subscribe și să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc. Pe data viitoare. La revedere.